prezență aici ca să ne arătăm susținerea noastră pentru familia Bodnariu, pentru familia Nan și pentru celelalte familii care trec prin această suferință și totodată să proclamăm în auzul României, a cetățenilor acestei țări, dar și în auzul autorităților României, că există în România o conștiință care se trezește. Am avut în toamna anului trecut experiența de la colectiv și au fost și alte acțiuni în România care ne spun că în țara aceasta există oameni care îndrăznesc iarăși să-și facă auzită vocea. Există oameni care țin la valorile lor și care nu se tem să iasă în public și să proclame ceea ce ei consideră că este moral, că este drept, că este civilizat, că este frumos și că este uman. De aceea, în această zi, toți cei care suntem prezenți la această manifestație, prin prezența dumneavoastră, prin tot ceea ce vom declara aici, căutăm să transmitem mesajul acesta și vă mulțumim, pentru că prin simpla prezența fiecăruia dintre dumneavoastră, arătăm că suntem uniți și că nu ne temem să susținem valorile acestea în care credem cu toții. Pentru că acest eveniment a fost organizat prin susținerea multelor biserici creștine și pentru că toți avem o credință într-un Dumnezeu care slujim, am dorit să începem evenimentul acesta rostind rugăciunea Tatăl nostru, o rugăciune pe care Mântuitorul ne-a învățat să o rostim. Așadar, cu reverență, am să îl rog pe pastorul Dicu Marcus să rostească rugăciunea Tatăl nostru, suficient de rar, pentru ca împreună să putem și noi să repetăm și să ne rugăm închinându-ne lui Dumnezeu Creatorul nostru. Tatăl nostru, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și slava și puterea în veci. Amin. Cea mai importantă celulă a societății este familia. Nu vreau să mă lungesc prea mult, vreau doar să citesc comunicatul semnat de președintele Aurelian Pavelescu și încep așa. PNCCD sprijină reunificarea familiei Marius și Ruf Bodnariu. În urmă cu 6 luni, statul norvegian, încălcând tratatele internaționale privind drepturile copiilor și părinților, dreptul la libertate religioasă, dar și drepturile cu privire la administrarea justiției, a răpit de la sânul familiei Bodnariu cei 5 copii minori. Acțiunea de o brutalitate și cruzime fără limită, lipsită de orice temei legală, a îngrozit întreaga lume civilizată. PNCCD este primul partid care a reacționat, solicitând reîntregirea imediată a familiei. PNCCD a fost prezent la primul miting de protest în fața ambasadei Norvegiei la București. Am formulat denunți penal împotriva funcționarilor norvegieni, înregistrat la Parchetul General al României. Am solicitat regelui Norvegiei să intervină împotriva abuzurilor flagrante. Am solicitat de asemenea bisericilor creștine din Norvegia solidaritate și implicarea pentru apărarea familiei creștine. Încă de la început s-a născut o amplă mișcare de protest și solidaritate cu familia Bodnariu la nivel planetar, susținută puternic de toate bisericile creștine, instituție sacră lăsată de Dumnezeu tuturor oamenilor. A devenit pentru prima dată o cauză universală, însuflețită pe toate continentele. În România, sute de mii de cetățeni s-au solidarizat cu fermitate. În urma ripostei internaționale, statul norvegian a hotărât, într-o primă instanță, ca bebelușul răpit la vârsta de 3 luni, acum 9 luni, să revină în sânul familiei. Salutăm această primă decizie a Norvegiei împotriva unei nedreptăți strigătoare la cer. Totuși, aceasta nu este suficientă. Traumele pruncului smuls de la sânul mamei nu pot fi reparate. Pe de altă parte, refuzul înapoierii celorlalți 4 copii după o perioadă atât de mare de separare este intolerabilă. Uriașul supliciu continuând și astăzi sub ochii întregii lumi civilizate. PNCCD deplânge situația de profundă degradare morală a unui stat monstruos, al cărei practici ateiste și inumane au degenerat în bestialitate. Cerem Norvegiei să revină la normalitate și legalitate, acest stat aflându-se astăzi în afara legilor internaționale, dar și împotriva legii lui Dumnezeu.